Miercuri, 2 iulie, un echipaj din cadrul Jandarmeriei Dâmbovița, care acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale pe raza localității Ile Caragiale, în apropierea unui restaurant de pe DN72 Târgoviște Ploiești, a depistat 2 persoane în timp ce secționau cablu de telecomunicații. În urma verificărilor efectuate de către cadrele de jandarmerie, a reieșit faptul că cei 2 bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au decopertat solul pe o distanță de aproximativ 15 metri, folosind unelte specifice, precum lopată, cazma și târnăcop, și au scos la suprafață mai multe cabluri de telefonie pe care intenționau să le transporte în vederea valorificării la un centru de colectare a materialelor feroase și neferoase. Jandarmii dâmbovițeni au depistat pe raza localității Ion Luca Caragiale 2 bărbați în timp ce sustrăgeau cablu de telefonie dezafectat. Persoanelor în cauză li s-au întocmit actele de constatare, acestea fiind susceptibile de săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt. Actele de constatare a infracțiunii au fost înaintate structurilor abilitate pentru finalizarea cercetărilor.